Când începe prăbușirea pe Bitcoin? Chiar dacă de-a lungul anilor Bitcoin a fost considerată ca fiind o țeapă, se pare că astăzi marile fonduri de investiții aleg să investească în această monedă. Și dacă marile fonduri de investiții aleg această monedă, ce rezultate ai putea să ai tu dacă investești în Bitcoin? Te salut, Cristian Trăboiu sunt, consultant financiar și investitor în piețele financiare. Și aș vrea în primul rând să facem o analiză detaliată a istoricului Bitcoinului, să vedem dacă astăzi regăsim ce s-a întâmplat în trecut. Care sunt aceste zone pe care aș vrea să ne uităm? Păi, este momentul din 2018 când s-a început scăderea agresivă a Bitcoinului, 2021 când am avut două momente de scădere foarte agresive și să vedem ce s-ar putea întâmpla astăzi în funcție de ce s-a întâmplat în trecut. Și începem cu 2018. În 2018 avem aici un trend ascendent destul de frumos. Acest trend ascendent a fost la un moment dat spart. Dacă ne uităm și pe maximele prețului Bitcoinului, observăm că ele sunt în creștere, da? deci maxime din ce în ce mai mari. Dar dacă ne uităm și pe RSI, observăm că mediile mobile sunt în scădere. Asta înseamnă divergență, similar cum s-a întâmplat și pe S&P 500 pentru analiza pe care am făcut-o săptămâna trecută. După această divergență din piață, observăm că a apărut o prăbușire. Da? Acest lucru se pare că se întâmplă nu doar pe indici bursieri sau pe acțiuni, se pare că se întâmplă și pe Bitcoin. În momentul în care apar divergențe în piață, apar și scăderi agresive. S-a întâmplat similar și în 2021, păi hai să vedem. Prima cădere din 2021, unde aveam un trend ascendent la fel frumos și maxime la fel în creștere, deci prețul pe acțiune era din ce în ce mai ridicat, observăm că mediile mobile de pe RSI din nou sunt în scădere. Avem din nou o divergență în piață. Imediat după această divergență din piață, o scădere a prețului Bitcoinului. Similar s-a întâmplat și în noiembrie 2021, da? deci în același an s-a întâmplat același lucru de două ori. Același trend ascendent, cu maxime din nou în creștere și cu medii mobile în scădere. Din nou divergență în piață. După această divergență, din nou prețul Bitcoinului s-a prăbușit. Se întâmplă similar și astăzi? pe păi haideți să vedem în prezent ce se întâmplă. În prezent am avut un trend mare, care momentan se continuă. Acest trend mare s-a accelerat. Da? Deci în momentul de față avem un trend accelerat de creștere. Și atunci, ce-ar putea să se întâmple cu bitcoinul în următoarea perioadă, mai ales în condițiile în care maximele observăm că sunt în scădere pe grafic, dar și mediile mobile sunt în scădere. Da? În momentul de față, pe Bitcoin nu avem o divergență. Nu avem divergență. Dacă nu avem divergență, atunci tendința este ca trendul să se continue. Dar care trend? Că avem două. Avem două trenduri de creștere. Și atunci, primul scenariu este un scenariu mai agresiv care spune că această tendință de scădere va continua până la trendul cel mare. Adică prețul se va corecta de la prețul de astăzi. Se va corecta destul de mult până pe la 40 de dolari pe un Bitcoin, doar că trendul va continua să fie ascendent. Da? Deci acest scenariu are șanse să se întâmple, da, dar șanse mai mici. Al doilea scenariu are șanse mai mari să se întâmple, și anume ca trendul accelerat să se continue. Ce înseamnă că trendul accelerat să se continue? Adică prețul pe Bitcoin să se corecteze din nou până la trend și de aici să înceapă din nou să crească. Acest scenariu are șanse mai mari să se întâmple cel puțin în următoarea perioadă. De ce? Pentru că în următoarea perioadă ne așteptăm ca rata de dobândă a băncii centrale să înceapă să scadă și atunci, dacă rata de dobândă scade, vor fi banii mai ieftini. Dacă sunt banii mai ieftini, oamenii și permit și Bitcoin-ul va începe să crească. În cazul în care nu se va începe o scădere a dobânzii de referință, atunci scenariul 1 are șanse mai mari să se întâmple decât scenariul 2. Asta înseamnă că nu ar trebui să investești în Bitcoin sau că Bitcoin nu este o investiție bună? Păi depinde de perioada investițională la care te gândești să ții această monedă și o să facem imediat o simulare să vedem ce rezultate ai putea să obții dacă ales să investești în Bitcoin. Înainte să facem această simulare aș vrea să tragem niște concluzii și anume, pe termen extrem de lung, Bitcoin va ajunge la aceeași valoare ca toate monedele din lume. Toate celelalte monede din lume va ajunge la valoarea zero la un moment dat. Doar că asta este pe un termen extrem de lung, adică nu pe 2 ani, 5 ani, 10 ani, ci pe perioade de sute de ani. Da? Probabil că în peste 200-300 de ani nu vom avea nici dolari, nici euro, nici ron, nici bitcoin. Probabil că nu vom avea nevoie de astfel de monede de schimb. Dar până atunci bitcoin reprezintă un asset, reprezintă ceea ce acum 100 de ani, 1000 de ani reprezenta aurul pentru oamenii din acea perioadă. Pentru că în următoarea perioadă nici bitcoin nici euro, nici dolarul nu se va duce la zero. În următorii ani nu se vor întâmpla astfel de lucruri. De ce? În 2024 bitcoin-ul este susținut de marile fonduri de investiții. Este susținut de oamenii care au toți banii. Dacă fondurile de investiții susțin Bitcoinul înseamnă că astăzi Bitcoinul nu mai este o țeapă, și este un activ în care ai putea să investești și tu. Dar mai este astăzi un moment ideal să investești în Bitcoin? Depinde de perioada investițională pe care vrei să o iei în calcul. Dacă vrei să ții Bitcoin-ul doar pe o perioadă de o lună, două, trei, poate astăzi nu este cel mai bun moment. Poate ar trebui să aștepți ca prețul să revină la trend și să cumperi din apropierea trendului. Dar dacă vrei să investești în Bitcoin pe o perioadă mai lungă de timp și vrei să faci DCA, ce rezultate ai putea să obții dacă vrei să faci de cea în Bitcoin. Și am pregătit pentru tine un exercițiu. În acest exercițiu, avem Bitcoin, Aur și saltea. Deci, cele trei metode investiționale. Cum aș vrea să investim în cele trei? Păi 100 de dolari în fiecare lună pe o perioadă de 5 ani. Doar că pe viitor nu putem să facem simulări, putem să facem simulări pe ce s-a întâmplat în trecut. Și haideți să vedem dacă aș fi investit în ultimii 5 ani în Bitcoin, Aur și Saltea câte 100 de dolari în fiecare lună, ce rezultate aș fi putut să obțin? Păi dacă aș fi pus banii ăștia la Saltea, în 5 ani aș avea la Saltea 6.000 de dolari. 6.000 de dolari este o sumă destul de importantă de bani. Nu este nici foarte mare, nu este nici foarte mică, dar s-au strâns niște bani. Problema este că în această perioadă de 6 ani, i mai atacat inflația. Adică eu am depus 6.000 de dolari în 5 ani la saltea, doar că nu mai valorează tot 6.000. Dacă aș fi pus acești 6.000 de dolari în aur, în această perioadă de 5 ani s-ar fi transformat în 7.100 de dolari. Da, deci aș fi avut mai mulți bani decât dacă aș fi ținut la saltea. Doar că nu cu mult mai mulți. Da? Și atunci, dacă aș fi luat această sumă de bani și aș fi pus-o în Bitcoin în aceeași perioadă, cei 6.000 de dolari s-ar fi transformat în 20.800 de dolari. Aproape de 4 ori mai mulți bani decât dacă aș fi ținut banii la saltea. Asta înseamnă că am bătut inflația. Dar după cum poți observa pe acest grafic, Bitcoin are o volatilitate foarte mare. Și în cazul în care tu nu poți să digeri o astfel de volatilitate extraordinar de mare, numai ce să cauți să investești în Bitcoin. În cazul în care vrei să investești pe perioade foarte lungi de timp, 5, 10, 20 de ani, și vrei să faci de DCA, se pare că Bitcoin poate să fie o variantă bună de a investi, în condițiile în care tu poți să digeri această volatilitate.